Hiva Ilta, adică bună seara în limba finlandeză. De ce tocmai finlandeză? Pentru că astăzi este ziua acestei limbi. Mai multe aflați în Minutul de Știință. Tot astăzi vorbim despre animalele care s-au îmbolnăvit până acum de COVID-19, iar meteodicționarul vă supune atenției fenomenul de ploi roșii. Bineînțeles, sunt nelipsite și datele despre vreme. Copiii din România pot privi live berzele în cuiburile lor. Nu în toate cuiburile, deocamdată sunt două monitorizate în județul Mureș și unul în județul Cluj. O asociație care se ocupă cu conservarea patrimoniului natural propune profesorilor de biologie să facă lecții și teme pentru copiii care stau acasă prin observarea imaginilor live din aceste trei cuiburi. Chiar dacă în acest moment este vacanță școlară, sugestia poate fi urmată după reînceperea cursurilor online. Cuiburile sunt monitorizate non-stop de camerele web. Poate fi selectată și opțiunea de rezumat a imaginilor, astfel încât copiii să surprindă diverse comportamente ale berzelor, precum depunerea ouălor, clocitul, ieșirea puilor din ouă, primele tentative de zbor. Camera din satul Vlaha, județul Cluj, transmite în direct din 23 martie 2017. Anul acesta, prima barză a venit în 26 martie. Pandemia de coronavirus a generat peste tot în lume o scădere dramatică a veniturilor obținute din turism. Thailanda nu face excepție. Cei aproximativ 4.000 de elefanți aflați în captivitate și folosiți drept atracții turistice se confruntă cu mari dificultăți privind hrana. Fiecare pachiderm are nevoie de 200 de kilograme de hrană zilnic. Stăpânilor nu mai au venituri suficiente pentru a-i putea întreține. Din acest motiv, unii dintre elefanți au fost primiți în sanctuare, unde vor fi vânduți unor grădini zoologice, iar alții ar putea fi puși la muncă, deși căratul buștenilor cu ajutorul acestor animale este o activitate interzisă din anul 1989. Problema acestor animale este amplificată și de faptul că nu mai există suficiente păduri pentru a-i hrăni. Încă de la apariția COVID-19 s-a pus problema dacă acest virus poate fi transmis de la animale la oameni și invers, mai ales că mulți posedă animale de companie. La ce concluzii s-a ajuns și care sunt situațiile din teren întâlnite în țările afectate de noul virus, aflați din materialul următor. Animalele de companie nu pot transmite coronavirus stăpânilor lor. Aceasta este concluzia la care au ajuns cercetătorii chinezi în urma unui studiu efectuat recent. Și experții americani susțin aceeași teorie. În urma studiilor de laborator a rezultat că pisicile, odată contaminate, transmit mai departe virusul doar altor feline, în vreme ce câinii contractează foarte greu noul tip de virus. Cercetarea a fost făcută pe fondul apariției în Hong Kong a două cazuri de îmbolnăvire la câini cu stăpâni infectați și un caz al unei pisici din Belgia aflată în acea situație. COVID-19 nu are efect nici asupra porcilor, rațelor, ori găinilor. Între timp însă a fost descoperită și prima îmbolnăvire la un tigru. Este vorba despre felina Nadia de la grădina zoologică din Bronx, Statele Unite. Din 27 martie, aceasta a început să manifeste simptome specifice COVID-19, precum tusea seacă și lipsa apetitului. Testată, rezultatul a ieșit pozitiv. Doar Nadia a fost testată pentru coronavirus, dar încă doi tigri și trei lei prezintă și ei simptome. Întrucât niciun angajat al grădinii zoologice nu este infectat, se presupune că transmiterea virusului a fost posibilă prin contaminarea de la un vizitator, probabil asimptomatic. La o altă grădină zoologică, însă din Cordoba, în estul Mexicului, s-a născut un pui de tigru. Acesta a fost botezat COVID. Localnicii privesc nașterea felinei ca pe un semn bun și consideră că micuțul le va aduce noroc. Ne întoarcem acum pe meleagurile noastre să vorbim acum despre vreme, când la noapte cerul va fi senin cu norări trecătoare din a doua parte a nopții în nordul și nord-estul țării, unde cu totul izolat vor fi condiții pentru ploi slabe. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 4 și 10 grade, cu cele mai coborâte valori în depresiunile din estul Transilvaniei, unde spre dimineață se va forma brumă.
Mâine valorile termice vor fi mai coborâte față de ziua precedentă și se vor situa în jurul mediilor multianuale, nordul, centrul și nord-estul teritoriului, în timp ce în rest vremea se va menține mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 15 și 25 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 5 și 9 grade, cu cele mai coborâte valori în depresiunile din Transilvania. Cerul va fi variabil cu înnorări mai ales ziua în nordul, estul și centrul țării, unde izolat va ploua slab. În capitală, la noapte, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 6-8 grade, ușor mai coborâtă în zona preorășenească. Mâine vremea se va menține mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. Presiunea atmosferică va crește înapoi cu puțin peste normal. În capitală, la noapte, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 6-8 grade, ușor mai coborâtă în zona preorășenească. Mâine vremea se va menține mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. Presiunea atmosferică va crește înapoi cu puțin peste normal. La munte cerul va fi variabil cu norări mai ales ziua, când izolat va ploua slab, îndeosebi în Carpații Orientali. Vântul va avea intensificări temporare, temperatura aerului va scădea ușor față de intervalul precedent. Cea mai mare cascadă din Ecuador a dispărut. În pământ s-a creat o groapă mare care pur și simplu a înghițit apa, cursul acesteia fiind acum deviat spre subteran. Este vorba despre cascada San Rafael de pe râul Coca. Potrivit NASA, aceasta atrăgea mii de turiști anual, fiind una dintre cele mai însemnate obiective de vizitat în Ecuador. Acum turiștii nu mai au acces aici și cascada San Rafael nu se mai găsește pe harta turistică a țării. Încă nu se știe exact dacă dispariția cascadei poate fi pusă pe seama fenomenului natural de prăbușire a pământului sau este o consecință a intervenției umane prin construirea unei hidrocentrale pe râul Coca. Tot despre căderi de apă, însă despre cele ce provin din nori și nu au deloc culori obișnuite. Vorbim despre ploile roșii, chiar acum la rubrica Meteo Dicționar. Precipitațiile roșii sunt uimitoare și ele au fost raportate încă de pe vremea Romei Antice. Ploile roșii sunt cauzate de particule de praf sau nisip, în special din deșertul Sahara, care sunt transportate pe distanțe lungi de curenți puternici până ajung în nori. În epoca modernă, cele mai cunoscute ploi roșii au durat câte 2 luni și au avut loc în perioada musonilor în India în 2001 și în Sri Lanka în 2012. Au fost de asemenea raportate și ploi galbene, verzi și chiar negre. Ne apropiem de finalul ediției de astăzi, dar nu înainte de a vă spune că pentru 92% din populația Finlandei, limba maternă este finlandeza. 5,5% au drept limba maternă suedeza, în timp ce restul vorbesc sami. Astăzi este ziua limbii finlandeze. Detalii acum la Minutul de Știință. Finlandeza este o limbă fino-ugrică vorbită de peste 6 milioane de oameni. Majoritatea vorbitorilor locuiesc în Finlanda, dar există un număr semnificativ de vorbitori și în Suedia, Norvegia, Rusia ori Estonia. Finlandeza are reputația de a fi o limbă dificilă și greu de învățat. Motivul este acela că puține limbi sunt apropiate lingvistic de ea, rezultând dintr-un vocabular nefamiliar. Limbile baltic-finice includ finlandeza, estona și voro. Acestea au evoluat de la o limbă protofinică, din care limba sami s-a desprins în jurul anilor 1500-1000 înainte de Hristos. Lingviștii sunt de părere că această protofinică avea 3 dialecte principale, dialectul de nord, de sud și de est. Aceste dialecte au devenit limbi de sine stătătoare în jurul secolului I. Prima formă scrisă a limbii finlandeze a fost creată de Mikael Agricola. Acesta a fost un important reformator protestant din Finlanda și Suedia și este considerat întemeietorul limbii literare finlandeze. Nu a trăit decât 47 de ani și a murit într-o zi de 9 aprilie în 1557. Dragii mei, așadar vă spun acum nakemin, adică la bună revedere până mâine. Să aveți o seară minunată, indiferent de vreme.